Bogdan Vlădău și Gina Chirilă radiază. Sunt împliniți și fericiți pentru că fetița lor le-a încununat relația cum nu se poate mai bine. Le priește meseria de părinți și le place să aibă o relație bazată pe încredere și libertate. Bogdan a fost în jungla amazoniană din Peru, într-o călătorie spirituală și o întâlnire unică cu șamanii și urmează să-și ducă frumoasa soție în Bali. Dar cum se completează ei și cum sunt ca părinți, ne-au povestit pentru Exclusiv VIP. Gina, acum de l-ai lăsat în vacanță pe Bogdan singur așa să-și facă de cap? E foarte important într-o căsnicie și într-o relație să, nu știu, să-l lași. Sună ciudat. Fiecare să aibă parte de libertatea lui, de călătoriile lui și de evoluția lui personală. O să-ți iei și tu revanșa să pleci într-o vacanță cu prietenele? Nu cred, nu. Nu. O să mergem într-o vacanță tot împreună în septembrie. El oricum a făcut o călătorie destul de interesantă și foarte productivă. Nu e ca și cum a plecat cu băieții în Vegas. Da, da, exact. Da, vreau să te rog să ne povestești cum a fost așa cu șamanii. De unde ți-a venit această experiență așa? Cum a fost? Eu mi-am dorit de foarte mult timp să ajung acolo, să văd locurile alea unde oamenii fac treaba asta din tată în fișă, o chestie de familie și o tradiție. Am mai făcut practici șamanice, dar nu acolo, și îmi doream să fac la mama lor, cum se zice. Și atunci am strâns un grup de prieteni și ne-am dus acolo și probabil de acum încolo o să organizez probabil 2 sau 3 călătorii pe an în direcția aia. Ce ai învățat din această experiență? A fost așa cum ți-ai dorit, cum ți-ai imaginat-o? A fost mult peste așteptările noastre din toate punctele de vedere. Treaba asta cu ceremoniile șamanice nu e ceva ce poți explica. Trebuie trăit ca să înțelegi. Adică cuvintele oricum sunt mult prea mici pentru asta. Poate să vă spună și soția același lucru. Asta vreau să dezvoltăm un pic, cum a fost această vacanță, practic, acolo, că toată lumea se întreabă. A fost neapărat o vacanță, a fost un fel de călătorie în interiorul nostru, știi? A fost o călătorie mai mult de regăsire personală decât o vacanță pur și simplu.